Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române și îndrăznesc să spun la mulți ani. La mulți ani pentru că este Duminica Sfinților Români, arătându-se odată în plus că după roada tuturor sfinților prin lucrarea Duhului Sfânt în biserică, fiecare neam și fiecare casă duhovnicească și sufletească are sfinții săi, are identitatea sa. Dincolo de faptul că astăzi prăznuim chemarea Sfinților Apostoli, prăznuim de fapt și împlinirea acestei chemări în sfinții din neamul nostru. Unii spun că acest lucru înseamnă naționalism. Eu am să îndemn să citească la Psalmul 117, care spune așa: lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar casa lui Aron că este bun, că în veac este mila Lui, să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Suntem dinaintea acestei provocări de a înțelege că prin Sfinții Români, casa românilor rostește înaintea lui Dumnezeu că în viață este mila Lui. Lăudăm pe Dumnezeu pentru aceasta. Ne împlinim în această laudă și binecuvântăm pe Dumnezeu că ne-a îngăduit această posibilitate fundamentală de a avea din mijlocul nostru oameni care alcătuiesc în cer casa către care tindem toți, nu doar sufletește, ci cu întreaga ființa noastră, cu întreaga mărturisire pe care o dăm înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Praznicul de astăzi este important și pentru aceea că ne deschide într-un fel sau altul ochii către cei de lângă noi. Sunt foarte mulți pe care nu-i cunoaștem și nu-i știm, nu-i avem în calendare, dar care sunt parte integrantă a acestei sfințenii. Nu mă gândesc doar la Părintele Arsenie Boca, să fim înțeleși, deși iubea foarte mult parcul acesta al Astrei prin care se plimba deseori. Mă gândesc la toți aceia care, într-un fel sau altul, cu sângele lor, cu viața lor, cu mărturia lor, au dăruit bisericii această aură binecuvântată de lumină necreată care ne ține vii până în zilele noastre. Aura Sfințeniei în numele României. Mâine este o nouă zi.